Bună seara tuturor invitaților! Mulțumesc lui DJ TB pentru programul oferit în această seară. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați ales în această seară să fiți alături de Cătălin la aniversarea celor 18 ani. Vreau să vă spun despre Cătălin câteva cuvinte. Unii îl știm mai bine, alții mai puțin. Pentru cei din urmă am să vă spun că anul acesta a terminat clasa 11 la Colegiul Dobrogean Spiru Caret cu media generală 9.23. În paralel cu școala are două mari pasiuni. Una este aceea de traducător de seriale TV, o pasiune venită pe la vârsta de 16 ani. Acum cei de la subs.ro, cei care l-au cooptat în echipa lor, fiind foarte mulțumiți de ei, chiar îl și răsplătesc financiar din acest punct de vedere. Pot să vă mai spun că a doua pasiune a lui Cătălin este fotografia. Alături de mine mergem la numeroase evenimente acolo unde suntem solicitați. Și pentru toate acestea vreau să spun că îi mulțumesc, vreau să spun că sunt mândru de el, îi urez succes pe mai departe, am să fiu alături de el și am să-l ajut în continuare cu tot ce pot. Vreau să mai spun încă câteva cuvinte, vreau să mulțumim în această seară bunicilor lui Cătălin, îi avem alături de noi. Găbiță, dacă vrei să treci camera. Bunicii lui Cătălin au o mare contribuție în accesiunea lui Cătălin. Poate dacă astăzi Cătălin a ajuns la nivelul care a ajuns, se datorează foarte mult acestor doi oameni. Începând de la vârsta de 2 ani și până la 6, unde Cătălin a făcut și grădinița, grupa mică și grupa mijlocie, bunicii lui Cătălin au fost alături de el, i-au dat o educație aleasă, bagajul de cunoștințe cu care Cătălin a venit de la sat la oraș a contat foarte mult și pentru această cale le mulțumesc și numele meu și numele lui Cătălin. Cătălin, cred că bunicii tăi merită o îmbrățișare din partea ta. Sunt câteva lacrimi acolo de bucurie, sunt emoții, să le dea Dumnezeu sănătate, eu sunt sigur că vor fi în continuare alături de El. Și eu nu mai vreau să spun foarte multe lucruri în această seară, pentru că Cătălin a venit o persoană căreia lui este foarte dragă. Eu mă opresc aici să lăsăm surpriza să-și pună cuvântul. Tibi, îți înmânez microfonul.